regăsit, dragi telespectatori. Continuăm călătoria printre dosarele vremii. Invitatul nostru de astăzi este domnul Traian Brătianu, distins și cunoscut jurnalist din spațiul dobrogean, dar și la nivel național. A mai fost invitat în cadrul emisiunii noastre. Am dezbătut o serie de aspecte legate de istoria presei, dar și alte aspecte legate de umorul sau de preocupări umoristice din spațiul cuprins între Dunăre și Marea Neagră. Nu întâmplător l-am invitat, ci pentru faptul că de câteva zile s-a întors la un festival de umor organizat la Soroca, în Republica Moldova, și a venit cu o serie de informații extrem de interesante și chiar cu câteva surprize. Domnia sa este și un cunoscut umorist. Nu este nevoie să mai prezentăm și această latură activității domnului Traian Brătianu. Și n-aș fi vrut să-l trec așa peste data de 27 martie 1918, și chiar în emisiunea trecută am marcat o altă zi importantă, ziua Jandarmeriei Române, care în fiecare an se marchează la data de 3 aprilie. Dar, repet, mi-a rămas în minte data de 27 martie 1918, pentru că este o dată foarte importantă. Fiecare an am dedicat, să zic eu, un studiu sau o emisiune zilei de 27 martie 1918, când Basarabia s-a unit cu România. În arhivele constanțene am identificat o serie de documente care atestă modul în care s-a aniversat această zi din calendarul sărbătorilor naționale, și chiar la 10 ani de la unirea Basarabiei cu România, în anul 1928, din documente am aflat faptul că sărbătoarea, chiar la nivel național, nu s-a organizat în data de 27 martie, ci în data de 29 aprilie. Dar o să mai discutăm despre aceste aspecte. Vreau să vă spun bine ați revenit, domnule Traian Brătianu. Sunt bucuros că ați dat curs invitației noastre, mai ales că totuși v-ați întors recent, drumul a fost obositor și m-am bucurat că ați spus da. Vă mulțumesc pentru invitație. De altfel, nu e prima dată când vin la această televiziune și o fac cu mare plăcere, iar când e vorba de Basarabia, este un motiv în plus să o fac, pentru că eu sunt și membru al Asociației Pro Basarabia și Bucovina. Ne străduim împreună cu colegii mei să ajutăm într-un fel sau altul pe frații noștri de dincolo de Prut. Particip în ziua de 31, de aproape, de peste 10 ani, în ziua de 31 august, la Ziua Limbii Române, iar pe 1 septembrie întotdeauna sunt prezent la deschiderea anului școlar și avem legături serioase cu frații noștri de dincolo de Prut. De data aceasta însă s-a întâmplat un lucru peste programările noastre. La Soroca, în nordul Basarabiei, unde am venit pentru prima dată, am fost pentru prima dată acum, s-a organizat un festival, cultural de umor, care are ca temă Soroca și, evident, cetatea Soroca. Acesta este Afișul. afișul. Festivalul. O cetate nu-i pe roate. Este prima ediție care s-a organizat acum. Este o activitate culturală la care a participat aproape toți locuitorii orașului Soroca. Vreau să vă spun că orașul Soroca, doar câteva Vă date, rog, da. orașul Soroca este un oraș cu 40.000 de locuitori.
Are câteva unități economice, are câteva unități, aceasta este o fotografie cu colegi de-ai mei, are câteva unități culturale, are și un teatru, are licee și senzația mea este că întotdeauna oamenii se raportează la cetatea Soroca. De ce la cetatea Soroca? Pentru că cetatea Soroca este o emblemă a orașului și nu numai orașului, este o emblemă a Basarabiei. Ea este atestată documentar din anul 1499, când a fost construită de Ștefan cel Mare, și ea a fost în secolul XVI reconstruită, de data aceasta din piatră, pentru că la început a fost din lemn, reconstruită din piatră de către Petru Rareș. Și oamenii vin aici nu numai cu nostalgie, ci și cu speranță că poate cândva Soroca și cu ea odată Basarabia se va uni cu patria, cu România. Știu cu România. Că la acest festival au fost invitați și chiar au participat. Noastră din Constanța ați fost singur, dar știu, da, că îmi spuneați când veneam spre studio că au participat oameni de la Iași, nu, și din alte județe ale țării. Dar doar două, trei vorbe. Mă rog, festivalul acesta, uitați, acesta este sediu Consiliului Raional. Doar câteva vorbe. În general, festivalurile acestea se organizează anual. La ele sunt trimise texte de diferite forme. Uitați cetatea. Da. Am să spun două vorbe și despre ea. Texte de diferite, epigrame, fabule, povestiri umoristice și așa mai departe. Juriul alege din noianul de texte care ajung acolo, aleg pe cele mai bune și evident îi invită pe, uitați, Nistru, celebru Nistru, și de câte ori ajung acolo și am ajuns de multe ori, mi-aduc aminte de poezia de la Tisa până la Nistru. Așa. Spuneam că acestea se aleg din noianul de texte și juriul respectiv invită pe autori la festivitate. Nu știu acum câte, că n-am reușit să aflu, dar vă dau doar o cifră. Anul trecut am participat la mai multe festivaluri. Unul dintre ele a fost la Târgu Jiu, unde am luat premiul pentru cea mai bună carte de umor și unde un membru al juriului mi-a spus că au fost numai puțin de 60 de antologii. Cartea mea a fost o antologie și deci din cele 60 de antologii a fost aleasa mea, nu numai ca cea mai bună antologie, ci și ca cea mai bună carte de umor. Și vă spuneam, sunt invitați acolo. Anul acesta au trimis texte și din Constanța și din București și de la Cluj și au participat colegi de-ai mei, pe unii am cunoscut acum, pe alții îi știam deja, au participat umoriști din Iași, din Vaslui, din Ploiești și din alte localități. A fost un festival și o activitate foarte intensă, cu multe amănunte, dar până la urmă a fost o reușită. Această activitate sau acest festival a fost organizat la inițiativa unui profesor, profesorul doctor docent Ion Berghia de la Iași, care este originar din Soroca. Zona din Soroca și a ținut ca la această manifestare, evident organizată cu sprijinul autorităților locale, s-au implicat Consiliul Raional, Primăria, Direcția de Cultură și Turism, Direcția de Învățământ și așa mai departe, toți acești factori căutând să
asigure condițiile cele mai bune pentru această manifestare. N-aș vrea să trec peste acest lucru, să nu amintesc că profesorul Ion Verghia este coordonatorul unei reviste care apare Dor de Basarabia și uitați, chiar revista se deschide la fond de pagină cu un titlu care remarcă această aniversare, 98 de ani de la Unirea de la Unirea Basarabiei cu România. Este o revistă care militează pentru apropierea dintre românii de dincoace și de dincolo de Prut, o revistă culturală, nu se implică în activități politice decât poate tangențial, o revistă care ține treaz spiritul românismului atât în România cât și în Basarabia. Mai există conștiința unității naționale din ceea ce ați văzut dumneavoastră la Soroca? Pentru că v-ați întâlnit cu oameni, nu, și mai tineri și mai în vârstă. Cum i-ați simțit? Da. Există această dorință de... Din imaginile care au fost pe ecran, s-a văzut că am fost până și în piață, am fost la Palatul Culturii, am fost la Teatru Veniamin Apostol din localitate, am stat de vorbă cu oamenii pe stradă. Sincer să fiu, plecasem cu o anumită idee despre acest spirit de care vorbeați existent în nordul Basarabiei. Și am să vă spun de ce. Pentru că aici, în nordul Basarabiei, există o mișcare destul de mare pro-rusă. Primarul de la Bălți, care este cel mai mare oraș din zonă și este al doilea ca mărime din Basarabia, este chiar un pro-rus usat, este chiar un pro-rus convins. Și am plecat cu o anumită idee, să zic preconcepută, că acolo, în Soroca, oamenii gândesc altfel decât gândim noi și decât gândesc cei din sudul Basarabiei, sudul Republicii Moldova, nu sudul Basarabiei, adică mă refer la Chișinău, la Căușeni, Băimăclia și alte localități din această zonă. Dar am avut surpriza și surpriza plăcută că sunt destui oameni și în special tineri care din Soroca care gândesc românește. Adică această idee, această idee nu este pierdută nici măcar acolo unde un primar este rău intenționat, pentru că usatul de la Bălți este, după părerea mea, chiar rău intenționat. Da, mă rog. Este, apropo de, mă rog, de, ca să nu trecem, la Soroca apare un ziar care se numește Ziarul Nostru și este un ziar care apare în două limbi, română și rusă. Uitați, Nașa Gazeta, da, Ziarul Nostru, și unde este publicat și un interviu cu primarul de la Bălți și care spune așa: usată-i mire, nu va fi. Da. În 2000, când am fost prima dată în Basarabia, la Chișinău, chiar de Ziua Limbii Române, constatam cu tristețe că cele mai multe ziare erau scrise cu alfabetul slav, da? Numai două erau cu foarte puține litere latine, erau în limba română și chiar m-am întristat. Ziua Limbii Române fiind o zi de sărbătoare, erau mulți oameni pe stradă, dar nu cei mai mulți vorbeau limba română. Am constatat cu tristețe, am revenit în Basarabia și într-adevăr lucrurile s-au schimbat în bine. Și chiar am avut ocazia să cunosc tineri, am mai spus-o și cu alte prilejuri, aș putea să fac o comparație între tinerii basarabeni din generația mea, cei care au venit și au studiat în România imediat după 1989, și cei de astăzi. Și vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că tinerii din generația de astăzi sunt mult mai deschiși, sunt mult mai serioși, dornici de a învăța și
Sper totuși ca cei mai mulți să se întoarcă în Basarabia, să ducă cu ei această flacără a românismului și există în opinia mea, chiar vreau să-l contrazic pe primarul Usate, că speranțele noastre se leagă totuși de reunirea Basarabiei cu România. Vreau să vă spun un lucru. Noi întotdeauna sărbătorim această zi. Când spun noi, mă refer la asociația, filiera din Constanța, Asociației Pro-Basarabia și Bucovina. Chiar și anul acesta filiera noastră a organizat o zi de sărbătoare pe data de 25 martie la Fântânele, unde au participat nu numai membrii asociației noastre, ci și studenții basarabeni care învață în România și au contribuit și ei la această manifestare. Pe urmă, tot anul acesta, o delegație formată din 20 de primari și consilieri și consilieri basarabeni au venit și au mers în Megidie, au mers în Cumpăna și au ridicat această problemă, a relațiilor dintre Basarabia și România. Da. Și eu nu știu dacă va avea loc această unire, când și cum. Dar important este că se manifestă acest spirit românesc, că limba română nu este pierdută, că oamenii gândesc cu drag, cu compasiune, gândesc la frații lor, indiferent că sunt cei de aici sau cei de dincolo. Și lucrul acesta este foarte important. Este adevărat, mă rog, măcar noi trebuie să avem conștiința și dorința de a face acest pas, pentru că este foarte trist să vorbești de același popor, dar de două state, nu? Care vorbesc aceeași limbă. Vorbesc aceeași limbă, aceeași tradiție, aceleași. Și într-o mare măsură aceeași istorie, cu excepția perioadei în care, iată, Basarabia a fost anexată de Rusia, apoi din 28 iunie 1941 integrată pentru o perioadă Uniunii Sovietice și apoi reluată din nou, și lucrurile din această perspectivă se cunosc, nu este cazul să mai insistăm. Apropo, vă întrerup, mă rog. Apropo de treaba aceasta, una din activitățile pe care le-am desfășurat acum la Soroca a fost întâlnirea cu elevii celor trei licee. În Soroca sunt trei licee, liceul Ion Creangă, liceul Constantin Stere și liceul Petru Rareș. Pentru că eram mai multe persoane, am fost împărțite pe fiecare. Eu am nimerit la liceul Ion Creangă. Vreau să vă spun că sala era arhiplină de elevi și profesori, dar în special elevi. Cred că era o sală foarte mare, cred că erau peste 100 de elevi și au asistat cu atâta atenție și cu atâta, cum să spun eu, bucurie întâlnirea cu noi, încât la un moment dat nu mai vreau să ne despărțim nici noi, nici ei. Colegul meu, avocatul Ianuș de la Suceava, care era cu mine, mi-a și spus la sfârșit, zice, cam așa, zice, mă, Traiane, zice, a fost un show care probabil în România nu o să-l avem niciodată. Elevii au fost atenți, au ascultat, au aplaudat, au pus întrebări, au făcut chiar și încercări, atât cât să pricep și ei și profesorilor de epigrame, ceea ce vreau să vă spun că mi-a umplut inima de bucurie. Da, există această speranță și iată că și deschidere către umor, către cultură, către istorie și, repet, ceea ce îmi spuneți și îmi spunea și mai devreme, este foarte bine că lucrurile tind către o normalitate, să spun așa, iar speranța rămâne totuși la tânăra
generație. În oraș este un parc care se numește Parcul Mihail Eminescu. Și aici sunt busturile câtorva scriitori. Grigore Vieru, Mihail Sadoveanu, Constantin Stere, Mihai Eminescu, Ion Creangă. Noi ne-am dus și am depus flori la busturile acestor mari scriitori, că toți sunt mari scriitori. Am depus și am constatat că parcul era plin și nu numai că asistau la activitatea noastră, dar au fost chiar ei tineri care au venit și au depus și ei flori la busturile acestor scriitori. Ceea ce denotă că spiritul românesc din Soroca nu e pierdut. Asta este foarte bine. Haideți să vedem programul umoristic. În ce a constat? Programul umoristic a constat, în afară de ce spuneam eu, de întâlnirea cu elevii de la liceele, cele trei licee. În prima zi am avut o întâlnire la Palatul Culturii, o clădire destul de impozantă și foarte interesantă, unde am avut un duel epigramatic. Au participat epigramiștii din România, vreau să vă spun că au fost și epigramiști din Basarabia și epigramiștii nu de mâna a doua, ci epigramiști foarte buni, unul dintre ei, Vlad Sărătilă, profesor la o școală, la un liceu din Sălcuța, în altă zonă a Basarabiei, un bun epigramist. Apoi a fost și Petre Popa, directorul teatrului, care și el este scriitor epigramist, și totul a fost, cum se spune, ok, așa. Deci a fost un duel epigramatic. După aceea a fost o deplasare, mai bine zis, la un monument care este la 100 de metri deasupra Nistrului, chiar pe malul Nistrului, care se numește Lumânarea Recunoștinței. Aici este poza când profesorul Berghia luminează diploma, da, așa. Și acest monument este închinat eroilor la inițiativa unui scriitor cunoscut în Basarabia și nu numai, Ion Druță. După aceea a fost un spectacol de gală. Un spectacol de gală care s-a desfășurat la Teatrul Veniamin, o sală arhiplină. Fiecare aveam, să zicem, obligația de a citi, revin asupra, de două ore am vizitat, înainte de spectacolul de gală, de două ore am vizitat cetatea, odată noaptea când s-au prins toate luminile. Vreau să vă spun că cetatea este aproape reconstruită cu fonduri europene dintr-un program care mai au în vedere și alte cetăți, Hotinu și Suceava, și doar mai sunt niște chestiuni de amănunt, totul cu bani europeni. Și am fost odată noaptea și odată ziua. Deci la intrarea, ziua când am intrat în cetate, uitați cetatea, ziua când am intrat în cetate, trebuia să plătim intrarea. Intrarea a fost plătită între ghilimele, cu o epigramă, de noi, de câte o epigramă. Și am să vă citesc epigrama care a reprezentat biletul meu de intrare la cetate. La Soroca, an de an, vin turiștii în plimbare, cu iubire și alean. Ghidle e Ștefan cel Mare. Ce frumos! Și deci aceasta a fost la cetate. Iar la spectacol, uitați cetatea care este, uitați și lumea acolo, la spectacolul de gală, fiecare am spus mai multe epigrame. La început au fost numai două, dar în momentul când am spus eu epigramele respective, m-am bucurat că sala a fost entuziastă și a spus mai vrem, mai vrem, mai citiți-ne, mai spuneți-ne. A urmat și festivitatea de premiere în care fiecare a primit câte o diplomă și o sumă modică de bani. Și mici atenții, un pic, un carnet, o
o monografie a raionului Soroca și așa mai departe. Vreau să vă spun că m-am bucurat ca reprezentant al Clubului Umoriștilor Constanțeni. În aceeași perioadă un alt festival avea loc în țară la Bistrița și alți colegi de-ai mei de la Clubul Umoriștilor Constanțeni au primit și ei premii, ceea ce denotă că acest club al umoriștilor din Constanța este un teren fertil pentru creație, pentru umor, pentru cultură și, în general, pentru a face pe oameni, dincolo de greutățile zilnice, să se simtă bine. Să se înveselească. Da, într-adevăr, o activitate foarte frumoasă. Am văzut și eu în premieră fotografiile, lumea veselă, iată un, să zic eu, public, cum spuneați, care a reacționat imediat, sala a cerut și mai multe epigrame și așa mai departe. Pentru că se apropie pauza de publicitate, v-aș propune să continuăm discuția noastră și, mă rog, după emisiune chiar aș vrea să am o intervenție legată tot de data de 27 martie 1918, pentru că în această zi importantă pentru întreaga suflare românească și în egală măsură și pentru românii din Basarabia, a participat și un constanțean, reputatul avocat, dar și poet și jurnalist, Alexandru Gherghel. Dar despre asta vom vorbi după scurta pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, am revenit. Invitatul nostru de astăzi este domnul Traian Brătianu. Vă spuneam și la începutul emisiunii, discutăm despre Basarabia, istorie și umor. Și la începutul intervenției mele vorbeam despre importanța, despre semnificația datei de 27 martie 1918. Și chiar m-am bucurat că într-un cotidian local, distinsa doamna jurnalismului constanțean, dobrogean, doamna Aurelia Lăpușan, a publicat un articol extrem de interesant despre momentul 27 martie 1918 și readucea în atenția cititorilor faptul că la 27 martie 1918 de la Constanța a participat cunoscutul avocat, publicist, poet Alexandru Gherghel. Vă spuneam că arhivele constanțene păstrează o serie de mărturii documentare care, mă rog, prezintă modul în care s-au organizat festivitățile cu prilejul aniversării unirii Basarabiei cu România. Și vă spuneam că la 10 ani de la acest eveniment, autoritățile constanțene au organizat un program mediatizat la vremea respectivă, pentru că s-a tipărit un apel al primarului Nicolae Mărgărint, prin care erau invitați toți constanțenii să participe la acest eveniment, și evenimentul a început la ora 11, în data de 29 aprilie, cu un tedeum la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la care au participat oficialitățile, mă rog, atât autoritățile civile cât și cele militare, cetățenii Constanței, iar după tedeum a fost rostită o cuvântare prin care se reliefa importanța acestei zile de 27 martie 1918. După terminarea serviciului religios și prezentarea acestui, să zic eu, material, a urmat defilarea trupelor din garnizoană. În aceea zi, la toate școlile din localitate, ca de obicei, profesorii de istorie și învățătorii și-au făcut datoria, în sensul că au prezentat elevilor materiale
mă rog, scurte intervenții referitoare la semnificația datei de 27 martie 1918. Sigur, sunt și alte activități organizate de-a lungul timpului, după cum ne relevă documentele vremii. Timpul nu ne permite să le prezentăm. Cert este că de-a lungul timpului autoritățile constanțene s-au implicat în organizarea de festivități cu prilejul zilei de 27 martie și chiar eram mâhnit că ziua de 14 noiembrie, când Dobrogea a fost integrată statului român, este puțin cunoscută atât la nivelul Dobrogei, cât și la nivel național, pentru că, mă rog, autoritățile, cel puțin la nivel național, decât în momente speciale, când se împlineau 25 de ani, 50 de ani sau la centenar, au organizat festivități, cu excepția, sigur, a instituțiilor de cultură, a muzeelor, a liceelor, a școlilor primare și gimnaziale. Nu trebuie să ne uităm momentele importante din istoria națională, nu? Și de aceea, an de an, cred că este bine să readucem în memoria generației de astăzi ceea ce s-a întâmplat la 24 ianuarie 1859, la 9 mai 1877, la 14 noiembrie 1878, la 27 martie 1918, la 28 noiembrie 1918 și nu în ultimul rând la data de 1 decembrie 1918. Domnule Brătianu, aș vrea să continuăm discuția noastră, pentru că sunteți un om cu mare experiență și ați fost de multe ori în Basarabia. Aș vrea să revenim, să trecem, să zic eu, de la istorie la umor, să continuați, să zic eu, să ne prezentați programul activității de la Soroca. Toată lumea știe că situația actuală din Basarabia și chiar din România și chiar la nivel global nu este deloc roză în momentul de față. Sunt multe probleme nerezolvate, aproape în fiecare zi apar tot felul de știri. Una care într-un fel m-a bucurat, care a fost difuzată pe posturile noastre de televiziune ieri sau alaltă ieri, spune că Rusia vrea să-și retragă trupele din Transnistria, își va retrage trupele din Transnistria, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că în felul acesta poate că se va reveni la o situație normală, la o situație care este de fapt m-aș bucura și o să-mi permit să vă întreb, pentru că în urmă cu un an, chiar pe data de 1 mai am fost în Transnistria, am fost și la Tiraspol, am fost și la Tighina, la, mă rog, Bender, am vizitat cetatea Bender, care într-adevăr arată foarte bine, a fost introdusă de câțiva ani în circuitul turistic, dar mi-e greu să cred că se va întâmpla asta. Chiar am avut un mic incident cu un subofițer al armatei ruse, mă rog, pentru că ne-a oprit deși nu avea dreptul, a văzut o mașină cu număr de România și a invocat faptul că nu am respectat regulile de circulație, fără îndoială a fost doar un pretext pentru a ne opri, a ne verifica documentele și chiar mi-a displăcut. Mă simțeam ca într-un film din perioada războiului rece cu soldați americani și cu soldați ai Uniunii Sovietice. Mă rog, însă nu a fost ceva foarte, foarte grav, dar atmosfera, deși Tiraspol este, știu că ați fost și dumneavoastră de două ori, Tiraspol este un oraș frumos, chiar mi-a plăcut, cu străzi largi, cu bulevarde, cu bine sistematizat. Da. Dar atmosfera aceea păsătoare se resimte peste tot. Sunt mici șicane și noi am avut, odată când am fost acolo, țin minte că ne-a ținut la, așa zisa, graniță transnistreană, ne-a ținut vreo două ore și ne-a pus să completăm un teanc de hârtii. Absolut inutil, absurd toată treaba, dar probabil tocmai pentru faptul că venim din România.
Dacă se va întâmpla, ceea ce s-a anunțat pe posturile noastre de televiziune va fi foarte bine, pentru sigur că n-au ce căuta acolo trupe străine și că moldovenii trebuie să-și rezolve singuri treburile lor. Dar, mă rog, astea sunt niște lucruri care țin dincolo de noi și dincolo de alte foruri. Important este că e bine ca, sigur că să privim cu atenție toate lucrurile care se întâmplă, dar să încercăm și să ne facem noi viața mai ușoară și un zâmbet, o descrețire de frunte care are loc cu un prilej sau altul și cine altcineva poate să facă lucrul ăsta dacă nu cultura și referitor la asta o ramură a ei, umorul, să descrețească frunțile oamenilor, pentru că numai în felul acesta putem să trecem mai ușor peste necazurile pe care le întâmpinăm în fiecare zi. Poate și de aceea acest festival de la Soroca a vrut să facă așa ceva, adică a încercat să găsească o punte interesantă și frumoasă de legătură între oameni. Și pentru că mi-a spus faptul că umorul este necesar nouă fiecăruia, poate că n-ar fi rău să vă spun, să vă citesc și câteva epigrame care, sigur că sunt niște lucruri spuse, dar cu înțelegere, și oamenii de acolo, m-am bucurat că le-au perceput așa, nu le-au perceput ca o jignire. Mesajele au fost de o adresare frumoasă, iubitoare către cei care erau de față. Și am să vă spun de pildă, toată lumea știe că în Basarabia vinul este de calitate și este un, cum să spun, o emblemă a Basarabiei. Una din epigramele pe care am prezentat-o acolo sună cam așa: doar o vorbă vă mai spun, fraților de la Soroca, aici vinul este bun doar dacă ni-l serviți moca. Ce frumos! Sau o altă epigramă legată tot de ce se întâmplă și la ei și la noi. Apropo, iar revin la o știre de pe posturile noastre de televiziune care m-a îngrijorat puțin, dar mă rog, așa se întâmplă. S-a spus că șeful DNA-ului corespunzător din Basarabia a fost oprit pe aeroportul din Moscova, nu i s-a dat voie să plece. Se încearcă și în Basarabia acum, că și acolo este corupție, poate mai mare decât la noi, sau se încearcă și acolo să se elimine această corupție și este un serviciu corespunzător DNA-ului nostru și eu am făcut o epigramă legată și de chestiunea aceasta și spune așa: de departe am venit la Soroca, la palat, pe Ștefan nu l-am găsit, el la DNA chemat. Foarte frumos. Vă mai spuneam că a fost un spectacol de gală la Teatrul Veniamin Apostol, în care și-au dat concursul actori, de pildă George Ciolban, care este și în România și prezintă niște spectacole deosebite, a venit la Soroca. În afară de el a mai fost Ion Nicov și Anatol Rudel, pardon, tot niște actori foarte buni, o orchestră, a fost și un studio, așa zis studio Cortina, și a fost și o orchestră și în această orchestră erau numai băieți, numai că la tobă era o fată. O fată foarte vioaie, foarte preocupată să bată în tobă și am făcut și eu pe loc o epigramă care sună așa: că așa e acum moda, că fata bate toba, iar soțul nu se lasă, când vine o bate acasă. Sala foarte bucuroasă și eu am spus, zic, îmi pare rău că era o pauză atunci, îmi pare rău că
Subiectul meu nu este de față, dar ea era în culise și a auzit. Și în momentul când a auzit că este vorba de ea, imediat a venit și a început să bată cu foarte multă energie. Toba, sala era în delir, o chestiune foarte, foarte frumoasă. A reacționat imediat. Da, sala a reacționat foarte bine. Sigur că au mai fost și alte epigrame. Eu vă spun numai de epigramele pe care le-am prezentat eu și ceilalți colegi. Vreau să-i amintesc pe câțiva dintre colegi epigramiștii de vază în România: Vasile Vajoga de la Iași, Emilia Nuși de la Suceava, Florina Dinescu de la Ploiești, Vlad Sărătilă de la Sălcuța, Ion Berghia, sigur, care a fost inițiatorul acestui festival, profesorul Ion Berghia, Ioan Toderașcu de la Vaslui, adică au fost maestri și câștigători a multor premii, da, a omorului românesc. Deci vă dați seama că totul a fost într-o companie selectă, într-o companie plăcută și m-am bucurat că am făcut și eu parte din acest grup care a fost prezent la acest festival. La, da. Vă mai citesc una. Prin Soroca, tot a mea este. Prin Soroca am umblat de la gara la palat și am găsit o fată dulce, dar cu vorba ea mă duce. Sau la Soroca ce am văzut, vă spun drept, tot mi-a plăcut, dar vă spun acum din plin că la anul o să vin. Adică din nou o să vin. Mă rog, poate că puțină lume știe că la Soroca este un deal unde s-au construit niște palate de către romi. Unele dintre ele... Cred că am văzut un reportaj. Da, a fost și la noi un reportaj. Da. Sunt foarte multe castele, dar, cum zic, niște construcții impozante. Unele imită niște clădiri, de pildă Teatrul Mare din Moscova sau Capitolul din Washington. Deci imită aceste foarte multe castele. Din păcate, ele nu sunt locuite. Ele sunt, majoritatea sunt nelocuite, dar ele rămân acolo ca o emblemă a orașului Soroca și am făcut și o epigramă care a contat în despre acest lucru și care sună cam așa. De pe dealul cu castele ne privește azi un om, cercetat pentru belele că s-a îmbătat cu un rom. Aici termenul este dublu. Un rom poate să însemne și băutura alcoolică și o băutură alcoolică și poate să însemne și un locuitor, un cetățean de etnie romă din această zonă. Când mergi pe șosea, chiar sute de metri de șosea, pe o parte și pe alta, sunt aceste casete, dar în special pe o parte, pe dealul acesta. Și cetățenii, românii din Soroca, cum văd? Cu umor. Cu umor. Ei văd cu umor. Este foarte bine. Ei privesc, nu există discuții între cetățenii acolo, nu există așa. Cel puțin asta am înțeles. Da. Eu n-am văzut și din discuțiile care le-am avut cu interlocutorii mei de acolo, n-a reieșit că ar avea vreo problemă. Ei privesc cu umor, trec pe lângă aceste castele, zâmbesc, fac și ei glumele, că nu numai eu am făcut, fac și ei glume așa și, cum se spune, viața merge mai înainte cu bune și cu rele. V-am spus că am fost și în piață, am văzut și ce se cumpără și că se cumpără, prețurile sunt mai mici decât la noi, dar și salariile sunt mult mai mici ca la noi. Deși în 2000 am constatat că prețurile erau mai mari decât în România și produse de proastă calitate. Mă rog, nu eram mulțumit. Da. Am stat mult pe malul chiar lângă asta, lângă cetate există, uitați pe Ion Berghia aici cu Toderașcu și cu Ianuș, la
câțiva zeci de metri de cetate, există un gard de, sau mai zis, mai bine zis, un zid, cam de un metru înălțime de beton, și dincolo de el este Nistru. Foarte multă lume vine și stă când cu fața spre Nistru, când cu fața spre cetate, și se bucură, mai ales că am avut și o vreme foarte bună, o vreme plăcută, cu mult soare, și lumea vine la cetate și se bucură și își amintesc, e bine că își amintesc cine a făcut-o, pentru ce a făcut-o, și trăiesc cu speranța că poate cândva nu va mai trebui să stăm cu, deocamdată cu, acum stăm cu buletinul, altă dată stăteam cu pașaportul în mână. Au fost și perioade granță, mai... Da. Uitați, aici este scriitorii din Parcul Mișoara Eminescu, unde am depus... Da, aceea. Și asta este lumânarea recunoștinței, un moment foarte frumos, la 100 de metri. Ca să ajungi acolo, trebuie să cobori sau să urci 100 de trepte. Da. Trebuie să fii bine antrenat ca să ajungi acolo. Iată, da. Imagini din oraș. Din oraș, da. Într-adevăr. Asta e clădirea Consiliului Raional. Administrativă, da, administrativă. Vreau să vă spun că au fost alături de noi și reprezentanții, chiar președintele Consiliului Raional. A stat până când am plecat, a stat cu noi și am purtat discuții, ne-am bucurat de prezența reciprocă. Oricum, situația este schimbată în bine, repet, eu prima dată am fost în 2000, ultima dată am fost anul trecut, în 2015, și lucrurile s-au schimbat. Mi-amintesc că în anul 2000, când am fost cu membrii Asociației Ginta Latină din Iași, pentru că și eu eram chiar un fel de președinte al filialei Constanța. E și un teatru Ginta Latină. Societății Ginta Latină, asociație condusă de medicul Vlad Bejan, originar din Chișinău, dar știu că încă mai trăiește la Iași, are o vârstă, cred, peste 90 de ani. Programul de gală, da. A fost și un actor, Ion Nicov, de la Ginta Latină, da. Care a prezentat a avut un program extraordinar. Și în 2000 am fost și cu, mă rog, cu cărți, cum se obișnuia. Vreau să vă spun că de la intrarea în Republica Moldova ne-a escortat o mașină de poliție. Chiar mă simțeam așa, parcă eram un infractor. Noi veneam cu sufletele deschise către confrații noștri, nu? Basarabeni, să fim prezenți alături de ei la o sărbătoare națională, nu? Sărbătoarea limbii române pe data de 31 august, dar din păcate, mă rog, atmosfera chiar nu mi-a plăcut. Acum am revenit, oamenii foarte deschiși, s-au schimbat, sigur, prețurile pe măsură. Vreau să vă spun că și eu, când merg într-o țară străină sau într-un oraș în care nu am mai fost, invariabil ajung în piață să văd ce se vinde, ce se cumpără, mă rog, care sunt prețurile, cumpăr un ziar și am constatat că sunt totuși cetățenii Republicii Moldova, mă rog, ai capitalei la Chișinău, care își permit să-și cumpere și haine luxoase și, mă rog, altele și altele. Deci și acolo există o putere de cumpărare, dar probabil că ea este concentrată la un grup restrâns, da. Vedeți, și aici există asemănări. Se cumpără cam aceleași produse, preparatele culinare sunt cam aceleași, cum sunt și la noi, da. Același popor, să spun așa. Deci și în gastronomie există compatibilitate, așa, da, că sigur. Nu numai în limbă sau în tradiții sau în comportament, ci și în gastronomie există această compatibilitate care ne face să fim încrezători și să trăim cu speranța că odată și odată, și bine ar fi ca odată asta să fie cât mai curând, vom fi împreună. Da, însă ce am mai constatat din peregrinările mele prin Basarabia, ne-am oprit și la Comrat și n-am auzit vorbindu-se limba română. Acolo este altceva. Este o regiune autonomă găgăuză, nu e...
oarecum altceva, însă vreau să vă spun, și cred că am mai spus-o inclusiv la Litoral TV, ascultau muzică românească. Deși nu vorbeau limba română, vorbeau limba rusă și limba turcă, cu toate acestea ascultau muzică românească. De fapt, limba găgăuză nu e nici turcă, este un amestec de rusă cu turcă și cu alte... Da, am fost preocupat în ultima vreme de istoria găgăuzilor și am identificat câteva documente, probabil că vor vedea lumina tiparului nu peste multă vreme, câteva în arhivele noastre, câteva în arhivele fostei securități la CNSAS și nu cred că pentru mine mai reprezintă un mister acești găgăuzi, deși opiniile sunt împărțite în ceea ce privește originea lor și chiar discutam relativ recent cu profesorul Cemil Tasin, poate cel mai mare turcolog din România, și îl întrebam, domnule profesor, ați călătorit foarte mult. Sunteți un turcolog de excepție. De excepție. Ce sunt găgăuzii? Și mi-a dat un răspuns scurt. Opinia mea, de fapt, nu este a mea, este a lui Nicolae Iorga. Mă rog, ar fi greci vorbitori de limbă turcă, sunt o mixtură, și știu că Nicolae Iorga a avut o casă la Mangalia și nu foarte departe de Mangalia, la Vama Veche, trăia o populație, să zic eu, mai numeroasă de găgăuzi, nu? Erau câteva zeci de familii și chiar i-a studiat, nu numai pe aceștia, și pe alții, și stând și de vorbă cu ei, cred că și-a dat seama cam ceea ce ar fi. Reprezenta ei. Sigur, acum e importantă și originea, dar la fel de important este și ceea ce simți că ești, adică cum te reprezinți din punct de vedere identitar. Mă rog, probabil că ei sunt manipulați acolo și nu, probabil, în mod cert sunt manipulați și se dau cu cei mai puternici. Sigur, am văzut că sunt sprijiniți financiar și de statul turc, dar nu știu dacă Turcia are un anumit interes, însă, într-adevăr, sunt creștini vorbitori de limbă turcă. Și să repet ceea ce m-a surprins în mod neplăcut, că, iată, în Comrat nu se vorbea limba română. Nu știu dacă ne-a mai rămas... N-aș vrea să încheiem așa, doar câteva secunde. Vreau să vă spun că despre activitatea care s-a desfășurat la Soroca a scris și ziarul Cuge Liber, ziar pe care eu l-am slujit și pe care îl iubesc în continuare, deși nu mai sunt în redacție. A scris subtitlul Întâlnire cu istoria și umorul în Moldova la Soroca, un constanțean premiat. E vorba despre mine. Da. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați dat curs invitației noastre. Vă mai așteptăm și la alte emisiuni, și pentru că avem subiecte pe care ar trebui să le prezentăm telespectatorilor noștri. Și eu vă mulțumesc și sper să ne mai vedem. Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii noastre de astăzi, pe săptămâna viitoare.